Deșeurile de toate felurile aduse de apele Dunării de la începutul săptămânii au transformat unele zone de pe faleza inferioară în adevărată focară de infecție. Acest lucru a luat sfârșit în această dimineață când administrația domeniului public, în jurisdicția căreia se află perimetrele cu pricina, a început operațiunile de curățare și depoluare. Instituția a împrumutat de la administrația porturilor Dunării Maritime nava Eco Dunăra 2, special dotată în acest sens, care a încărcat în containere gunoiul, transportându-l apoi în zona bacului, de unde a fost preluată de o mașină a serviciului public Ecosal. Eco Dunăra 2 este o navă modernă echipată pentru situații de intervenție în cazuri de poluare accidentală a Dunării. Aceasta a fost achiziționată printr-un proiect pe fonduri europene de către APD Megalați și a costat aproximativ 5 milioane de lei. Deșeurile pe care nava le-a colectat de pe Dunăre vor fi sortate și prelucrate.